Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă rețetă! Astăzi vom pregăti mac and cheese. Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 1 litru de lapte, 350 de grame paste, 250 de grame brânză cheddar, jumătate de linguriță boia dulce, sare și piper după gust. Începem prin a pune laptele la fiert într-o oală mai mare. După ce a început să fiarbă laptele, adăugăm pastele și amestecăm puțin. Condimentăm cu sare, piper și boia dulce. Pastele le vom fierbe 10-12 minute, amestecând continuu pentru a nu se lipi. Așa arată pastele după ce au fiert. Luăm oala după foc, adăugăm brânza cheddar și amestecăm până ce aceasta se topește complet. Aceasta a fost rețeta de mac and cheese. Sunt foarte bune, ușor și rapid de preparat. Vă urez poftă bună și nu uitați să vă abonați la canal și să dați like la acest video.